Bună dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Ultima zi din noiembrie. În primul rând, vreau să urez la mulți ani de Sfântul Andrei, celor care își sărbătoresc ziua de naștere. Să aveți parte de tot binele din lume și vreau să vă transmit că este o zi atât cu tensiuni, cât și cu lucruri frumoase și o să discutăm imediat. Bun. Este o zi în care Spiritul, intuiția sunt la ele acasă. O zi în care ni se cere să dăm dovadă de iubire, de compasiune, de pace, de liniște. Însă, atenție: că în unele cazuri există predispoziții spre a ne sacrifica pe noi pentru ceilalți. Luna fiind în Pești de acolo, ne ajută să facem acest lucru. Doar că în unele cazuri, e posibil să nu fie pentru persoana potrivită. Este bine să-i ajutăm pe ceilalți, însă ni se transmită foarte clar că e bine să găsim și o limită, să ne gândim și la noi și să ne gândim și la ceilalți, însă în egalitate, da? nu este o zi bună pentru sacrificii totale. În egală măsură, avem foarte mult ajutor din planul Divin. Avem foarte mult ajutor de acolo de unde ne așteptăm mai puțin în această zi și este o zi cu surprize plăcute legate de bani, legate de uh, zona aceasta materială, haine, mâncare și așa mai departe. Se mai clarifică puțin anumite chestii, însă e ca un fulg de nea da? care apare sau nu știu ca un insoare așa de 5 minute care apare pe cer. Nu vă imaginați că e ceva uh, mare, însă. Este ceva ce. Uh, să spun așa ne deschide o oportunitate pentru următoarea perioadă se mai rezolvă, simțim acolo așa că ușor, ușor ne mai trece acea sete pe care o avem. Data de 30 uh, împărăteasa și nebunul, așa cum spuneam ultima zi din luna noiembrie. Vezi că astăzi este o zi în care, așa cum am spus, se întâmplă tot felul de lucruri nebunești, ieșite din comun, ciudate, poate chiar legate de zona banilor, de zona aceasta a finanțelor Se pot întâmpla lucruri care să ne scoată puțin din zona de confort, însă tot astăzi aș recomanda să avem o mai mare atenție pe dezinformare Foarte mare atenție, da? în egală măsură, energia generală, justiția, care vorbește și despre o zi în care, printr-un miracol sau pe neașteptate, se pot rezolva tot felul de lucruri importante legate de acte, hârtii și documente, tot felul de probleme legate de un parteneriat, o căsătorie, un contract, o colaborare, o înțelegere. Chiar este o zi în care Uh, ni se pot propune proiecte noi sau putem primi tot felul de vești destul de interesante, care repet țin de planul acesta fizic: uh, surprize neașteptate care pot apărea din partea femeilor, sau surprize care pot apărea uh, și ne pot scoate puțin din zona de confort, dar în final vom vedea că acele evenimente sunt bune pentru că ne ajută, așa cum am mai spus să clarificăm puțin uh, situația din viața noastră. Se pot semna acte astăzi sau putem să aflăm de tot felul de decizii din acestea total ciudate, total ieșite din comun. Bun, și acestea fiind spuse, te invit să cauți zodiile de care ești interesat, ascultă și de la zodie și de la ascendent, vezi ce și, și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, te invit la filmările pentru această săptămână. Sper că l-ai văzut deja. Dacă nu, te invit să o faci. Și de asemenea, te invit la filmările pentru decembrie, pentru că de joi începe luna decembrie și... Așa cum am mai spus eu, e o lună pe care nu o vom uita ușor și pozitiv și negativ, e o lună cu transformări așa pentru toată lumea. Bun, hai să începem, să vedem Zodia Berbec. Uh, dragi berbeci, o zi în care uh, nu prea ai așa multă energie și ar fi bine să, uh, să nu te supra-soliciți. Vezi că un bărbat din străinătate sau un bărbat care are studii înalte, o instituție, un șef, o persoană importantă pe care probabil tu o respecti, e posibil să te uh, supere cu ceva anume. Apar lucruri neprevăzute pentru tine, poate să fie cineva din familie în egală măsură, dar, într-un mod surprinzător, astăzi, partea bună e că se întâmplă tot felul de lucruri, conștientizezi ceva, visezi ceva, se întâmplă niște sincronicități, lucruri mărunte, poate chiar închizi ceva simbolic în viața ta, care să știi că îți crește încrederea în tine și care, în egală măsură, te ajută să, să rezolvi și niște probleme pe care le ai pe zona banilor. Da? Hai să vedem, dragi verbeci, ce se întâmplă. Ce îți spune și tarotul. Pisicile sunt ambele cu mine în cameră, dar pisica doarme. Motanul momentan are treabă cu o jucărie. Deci nu știu dacă vor mai veni. Nu cred. La baza pachetului, cavalerul de cupe, o invitație pe care o primești sau o invitație pe care tu o adresezi, Ți s-ar recomanda astăzi să faci tot felul de drumuri către locuri mai ascunse, mai discrete, poate chiar spre zona aceasta spirituală ai putea să te îndreți. Prima carte, moartea, o legătură cu un scorpion. Văd aici că ceva se transformă, ceva se închide. Poate chiar e ca o ușurare pentru tine. Pentru unii bărbeci poate discutăm de o conștientizare, nu e neapărat să se întâmple ceva fizic. Următoarea carte, Soarele, o legătură cu Zodia Leu sau cu Zodia Berbec, deci cu un alt Berbec. Aici văd o surpriză, o bucurie pentru tine. O legătură, așa cum ți-am spus, cu un bărbat de la drum pentru unii dintre voi. Și ultima carte, șapte de băte. Văd aici că te simți foarte încrezător și așa cum îți spuneam, printr-o minune, printr-o chestie specială se rezolvă o problemă. Repet, pentru unii bărbeci chiar, nu știu, afli un secret, afli ceva, te întâlnești cu o persoană care este specialistă pe un domeniu, stai de vorbă, afli o informație și apoi o suprapui pe ceea ce faci tu sau pe problema pe care o ai și e de bine. Îți crește încrederea în tine, ești și puțin provocat, e adevărat, dar e nevoie să te detașezi puțin. Zodia Taur, pentru tine astăzi prietenii sunt importanți, tot ce ține de socializare, ești foarte mult concentrat pe grupuri de oameni, își faci tot felul de planuri de viitor și vezi că cineva îți cam strică programul astăzi, poate să fie un bărbat, dar pare rău, n-am nimic cu bărbații, sau chiar discutăm despre o situație legată de casă, da? de o relocare, de niște schimbări care apar. Ceva acolo se întâmplă, și e interesant că un prieten te poate ajuta să-ți rezolvi niște probleme legate de acte, sau un prieten te poate sfătui, poate chiar o femeie, cum anume să rezolvi niște probleme legate de relațiile tale în mod special. Chiar un sfat foarte bun pe care îl primești, sau un ajutor pentru alți tauri. Posibil și acest lucru. Hai să vedem despre ce e vorba. sau în cadrul unei ședințe, în cadrul unei întâlniri, ai o discuție acolo în contradictoriu cu o persoană. Regina de cupe, foarte frumos, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Văd că ești intuitiv astăzi și de asemenea văd că ai o sensibilitate specială. Prima carte, patru de bățe, o bucurie, o petrecere, un eveniment pe care îl ai. Mai văd aici și o persoană foarte sinceră, foarte iubitoare. Pajul de cupe, o legătură cu o persoană mai tânără, văd, dar și tot felul de cuvinte de laudă și de apreciere pe care poți să le primești. E ca un sentiment nou pe care tu îl trăiești în ziua de luni, luni, în ziua de miercuri. Nu știu de ce am spus luni. E ceva ce ți-ai pus în minte luni? Poate pentru alții e vorba de faptul că ceva s-a petrecut acolo luni, ai avut o nemulțumire, ai avut niște gânduri și vezi că acum e posibil să se adeverească. Diavolul, ultima carte, o legătură cu un capricorn, atenție puțin la atașamentele emoționale astăzi și atenție puțin la excese de orice fel. În egală măsură, vezi că e bine totuși să menții un echilibru, lucrurile se rezolvă, dar e bine să păstrezi așa o limită. Zodia Gemeni. Pentru tine este o zi în care strălucești de-a dreptul, toată lumea te aplaudă, ești în centrul atenției, poți să rezolvi tot felul de probleme, doar că apar niște discuții în contradictoriu cu un șef, cu o persoană importantă, cu persoana iubită, apar pe acolo niște lucruri ciudate, poate chiar o discuție Atenție pe drumuri astăzi, în egală măsură, pentru că din trafic o să vezi că ești persoana care e văzută da, prima. Da, asta e viața, ce să facem. Apoi, tot astăzi, interesant este că ori o persoană importantă, ori rezolvi ceva legat de zona autorităților și poate chiar e ceva important pentru tine legat de muncă, legat de starea ta de sănătate, te face remarcat undeva anume poate chiar o persoană importantă, dar discretă, atenție, te poate ajuta foarte mult. Oricum e o perioadă în care încep să strălucești de pe 4 decembrie încolo o să vezi mai clar cum stau lucrurile în viața ta, dar momentan bucură-te de ceea ce ți se oferă. Hai să vedem. La baza pachetului 7 de bâte, ești aici destul de energic, plin de viață, ești încrezător în forțele proprii, Așa cum am spus, este o zi în care ceilalți te remarcă mult mai bine. 6 de spade, uite, faci un drum, o schimbare, poate chiar începi să faci anumite demersuri. De ce nu? Regina de cupe, te întâlnești cu o persoană, uite, Regina de cupe vorbește de cineva dintr-o zodie de apă, rac, scorpion, pești sau de o persoană foarte dragă sufletului tău, Faci un drum, te întâlnești cu cineva, ai tot felul de discuții frumoase. În ultima carte, care este cartea ta în tarot și e clar că este o zi în care te simți foarte bine, dar este și o zi intensă, o zi în care ai de făcut alegeri, și o zi în care te poți revedea cu un suflet pereche sau cineva îți dă un mesaj, ai o discuție interesantă, da? După o perioadă de așteptare, uite, cu acest cavaler de de Ai crezut că nu mai vorbești sau ai crezut că nu mai sunt lucrurile așa cum ai fi crezut tu. Unii gemeni vedeți că puteți să transformați o prietenie într-o relație de iubire și aici nu mă bag, e treaba voastră ce faceți. Da? Că, Marte pe acolo e, retrograd, dacă care e guvernatorul prietenilor la voi, da, treaba voastră. Zodia Rac. Pentru tine este o zi în care ai foarte multă intuiție, te concentrezi foarte mult pe zona studiilor înalte, studiezi ceva, citești, ești foarte dornic să îți pui în aplicare principiile de viață, dar foarte interesant este că apare o provocare, da? apare ceva ce nu-ți place, Uh, legat de un șef, ceva legat de o persoană importantă, sunt niște probleme pe acolo legate de bani, legate de modul în care tu ești apreciat, dar vestea bună e că o persoană din străinătate sau uh, o persoană care studiază la nivel înalt, poate chiar niște cunoștințe pe care le ai sau propria ta intuiție te poate ajuta să rezolvi niște probleme foarte importante legate de un prieten, probleme legate de un grup de oameni din care faci parte, Încep să-ți vezi așa mai clar viitorul, dar în egală măsură poți să rezolvi ceva frumos legat de o poveste de iubire, ceva legat de un copil pentru alții, de o afacere. Deci, lucrurile totuși decurg foarte bine pentru, pentru raci. Aveți vreo petrecere, aveți vreun eveniment, aveți o zi de naștere. Deci lucrurile sunt bune. Hai să vedem, dragi raci, ce se întâmplă. Împăratul, o legătură cu un berbec, dar văd aici și o persoană foarte impunătoare, niște reguli care se impun, niște lucruri care se întâmplă în viața ta. Uite, poate să fie o persoană din familie da? sau o persoană foarte idealistă. Următoarea carte, 8 de spade și uite, te simți aici puțin blocat, da, parcă nu nu găsești soluția, dar uite, cineva ți întinde o mână de ajutor. Justiția, o legătură cu zodia Balanță, văd că reușești să rezolvi ceva important legat de zona actelor, hârtiilor și documentelor, dar mai important decât atât, este o zi în care ceva se mai clarifică așa în mintea ta, poate chiar ceva legat de o relație. Ultima carte, asul de bâte, un nou început, da. Nu-ți imagina acum că de, da, de miercuri încolo, gata, apare noul început. Nu, de nicio culoare, nu. E vorba de o nouă idee care îți vine sau o speranță care se naște în tine. Cineva îți dă o veste și te bucură. Nu știu, unii raci poate vă programați o plecare undeva în străinătate. Da? Nu spun că da, gata, de miercuri încolo plecați. Sau vă programați o expediție, vă programați o o plecare, poate aproape de casă, nu neapărat într-o altă țară, dar prin care să explorați așa chestii interesante. Zodia leu. Pentru tine este o zi în care se întâmplă multe, o zi în care ai multă intuiție, o zi în care ar fi bine să ți-o asculți, dar în egală măsură este și o zi în care toată lumea atrage de tine. Vezi că apar niște tensiuni în relația cu tatăl sau în relația cu persoana iubită pentru alții apar tensiuni în, în relația cu un copil sau într-o afacere. Apar acolo lucruri ciudate. Pe de altă parte, nu știu, tu vrei să te distrezi, vrei să te simți bine și vine cineva și îți cere ajutorul, vine cineva și vrea ceva. Vezi că poți să te joci cu energiile și poți să trăiești intens în această zi. Pe de altă parte, reușești să rezolvi niște probleme importante legate de Uh, cariera ta, o instituție publică, ceva legat de casă, familie, ceva legat de un șef Dar, atenție, ține de ideea aceasta de a-ți asculta intuiția sau ține de ideea aceasta de a închide ceva da? O persoană te ajută foarte mult, pentru unii lei poate să fie vorba de o femeie în egală măsură Poate îți vine ție o idee, vrei să o pui în practică și până la urmă ajungi la cu totul și cu totul altceva, dar îți dai seama că e mult mai bine faptul că ți-ai transformat acea idee, că e cineva acolo care te ajută. Justiția, o legătură cu Zodia Balanță, văd clar că ai o discuție interesantă, afli de o încheiere de contract, de o rupere, 10 de spade vorbește de un final. Deci unii lei au zis de așa ceva. 6 de spade e ceva legat de un drum sau are legătură cu o călătorie pe care tu vrei să o faci. Ultima carte, 5 de bâte. Văd și o discuție în contradictoriu care poate să apară astăzi, dar și o senzație de gelozie și concurență. Sfatul aici ar fi să încerci să vezi lucrurile obiectiv, da? să nu le iei la modul personal, pentru că ai foarte mari șanse să rezolvi niște chestii. Ti se cere să dai dovadă de profunzime. Da? Să înțelegi și ce vrea cealaltă persoană să-ți spună, chiar dacă e o perioadă în care una spunem și alta se înțelege. Da? Zodia fecioară. Bun. Pentru tine este o zi în care actele sunt importante, în care socializezi mult, toată lumea vrea câte ceva de la tine, dar vezi că e o zi în care apare un conflict cu o persoană din familie. Poate să fie cineva cu autoritate. Poate să fie și o femeie, nu neapărat un bărbat, dar pentru cei mai mulți e vorba de soț sau tatăl. E, e ceva acolo care se întâmplă. Uh, în egală măsură, vezi că este o zi bună în care printr-un contract, printr-o înțelegere sau o persoană din jurul tău te ajută să rezolvi ceva important legat de uh, niște drumuri scurte, ceva legat de anturajul tău poate chiar rezolvi ceva legat de o mașină, iar alții chiar e posibil să discutați cu cineva serios pentru o eventuală călătorie. Că tare bine ți-ar prinde să profiți de nodul nord pe acolo. Nu știu, te stabilești cu o persoană din anturajul tău să plecați undeva, să studiați ceva împreună, te bagi într-un proiect. Pentru alții e vorba de ceva legat de zona străinătății, da? de acolo lucrurile sunt bune. Hai să vedem, dragi fecioare, ce se întâmplă. La baza pachetului, 5 de spade, văd aici o nedreptate pe care cineva o face. Dacă ești într-o relație tensionată cu partenerul de viață, vezi că astăzi iar apar discuții. Poate chiar discutăm de o persoană sau nu știu, cineva care a greșit ceva legat de niște acte. Da? E cineva aici care te supără. Faetonul, o legătură cu Zodia Rac. Văd un drum pe care îl faci, dar văd și faptul că ești provocat din două direcții poate chiar ai două lucruri de făcut. Atenție puțin pe drumuri astăzi. Steaua, o legătură cu un vărsător, văd aici o dorință foarte mare pe care o ai și văd faptul că încerci pe cât posibil să o pui în practică. Primești o veste bună, primești o ghidare, da? poate nu știai pe unde să mergi fizic da? sau metaforii vorbind, nu știai ce să mai faci. Și vine acolo o speranță, îți vine o idee, vine o scânteie, vine cineva și te sfătuiește. Ultima carte, Nebunul, văd aici o eliberare pentru tine, o surpriză, un nou început, dar văd și o puternică legătură cu un copil. Da? Nu știu, primești o veste legată de un drum, dar care te eliberează. Da. Pot apărea și situații total neprevăzute pentru tine. Zodia balanță, dragi balanțe. Uh, o zi în care ești preocupat de muncă, treburi casnice sau muncă, da, depinde fiecare ce face, animale de companie, uh, vezi că este o zi în care, să spun așa, te preocupi foarte mult chiar și de sănătatea ta și tare bine ar fi. Atenție astăzi pe drumuri în mod special. Vezi că un vecin, o persoană apropiată ție uh, te poate stresa, da, te poate stresa, poate exista discuții aprinse la muncă, poate exista probleme legate de o mașină sau probleme legate de drumurile la muncă, nu știu, întârzii sau eu știu ce faci, oricum la ce trafic e, cel puțin la mine în oraș, da orice e posibil. Hai să mergem și la partea bună. Partea bună e că printr-un proiect sau printr-o activitate măruntă, aparent măruntă, pe care o faci sau printr-o decizie pe care o ia o colegă de la muncă. Sau o persoană mai sensibilă, mai retrasă, mai uh, misterioasă. Prin acea decizie rezolvi ceva legat de bani da? sau ceva legat de axa valorilor. Te apreciază cineva, se întâmplă acolo o mică mare minune pentru tine, șeful te apreciază, rezolvi ceva legat de zona birocratică sau ceva legat de niște instituții și de acolo îți vine bucuria. Hai să vedem și tarotul ce-ți transmite. Cavalerul de monede, cineva aici se mișcă încet și sigur, pot apărea întârzieri pe drumuri, din ce văd aici, cu nouă de băte, cavalerul de monede, 5 de monede. Vezi aici că e un moment în care parcă vezi lucrurile puțin diferit. Da? Nouă de spade, puțin stres, puțin stres aici, poate să fie o zi în care ai foarte mult de lucru cu actele sau ai de luat tot felul de decizii din acestea fulger foarte rapide și normal că ție nu-ți plac. Următoarea carte, Nebunul, vezi că se întâmplă tot felul de lucruri surprinzătoare legate de muncă sau tot felul de lucruri surprinzătoare legate de un coleg. Tot nebunul poate să reprezinte și o eliberare, un nou început. Parcă deodată, nu știu, ești tu acolo așa în ritmul tău, liniștit, da? nu se întâmplă nimic și deodată pac, apare stresul acela, simți tu că vine ceva și da, chiar vine. Ultima carte, puterea, o legătură cu un leu, poate chiar e ceva legat de un copil pentru unii. Puterea vine aici cu o senzație ori de gelozie, ori de o luptă de orgoli. Uh, pentru unii dintre voi, chiar e o zi în care se întâmplă așa o nebunie peste noapte și chiar vă oferă mai multă încredere în forțele proprii. Ceea ce se întâmplă vă ajută, vă responsabilizează. Poate e o avansare, poate e ceva mai mult acolo. Apar niște schimbări. Zodia Scorpion. Pentru tine este o zi în care ai chef așa să te mai distrezi, să te mai relaxezi. Parcă ai mai stat și cu, cu persoana iubită, dar parcă ai vrea pe cineva, dacă ești singur. E o zi în care de asemenea un copil da, e alături de tine sau tu vrei să mergi pe, pe zona aceasta. Ideea este că tensiunile pentru tine vin din partea unui bărbat, pentru unii, nu pentru toți. E o persoană care, să zic așa, îți subestimează valoarea. Pentru, pentru, alții dintre voi, în schimb, discutăm despre faptul că, nu știu, vrei să-ți cumperi ceva și nu ai bani suficient sau vrei să-ți cumperi ceva și nu spui nimănui și acum se află și cine știe ce se întâmplă. Apar tensiuni din zona aceasta a banilor, chiar tensiuni pe afaceri, nu știu, unii scorpioni vreți și voi să vă distrați și când colo vine cineva și nu e de acord sau vă spune ceva, vă subestimează. Ei, și atât vă trebuie vouă ca mai apoi să găsiți o soluție. Uh, vezi că, nu știu, ori printr-un copil, ori printr-o vorbă dulce pe care o oferi, ori uh, prin persoana iubită, reușești să rezolvi o problemă legată de relațiile tale. Deci chiar e o zi bună din acest punct de vedere. Te distrezi, te simți bine. Poate chiar ți se cere să abordezi lucrurile așa mai în joacă, da? chiar ți-ar fi foarte favorabil. Da, a venit pisica să vă salute. Eu n-am crezut că vine pentru că doarme în pat de ceva timp. La baza pachetului pentru tine, Asul de spade. Uite, o soluție genială pe care o găsești. Apropo, vezi că ai foarte multă creativitate astăzi și chiar ar trebui să ți o folosești, tocmai pentru a merge, să spun așa, spre uh, a ți îndeplini o dorință, da? E ceva legat de un drum, găsești o destinație de vacanță sau știu eu, e o decizie legată de un drum legată de o situație în care nu mai aveai nimic în comun cu o persoană. Faci un drum într-un loc nou și uite apare steaua. Steaua vine cu o legătură cu un vărsător aici, o legătură cu un rac, nu știu, poate e o călătorie într-un loc din acesta foarte modern, foarte ieșit din comun, foarte plăcut. Pentru alții dintre voi, chiar discutăm despre o ghidare, da, pe care o ai de undeva de sus. Ultima carte pentru tine regele de monede. Uite regele de monede e o persoană pe care tu te poți baza și vorbește despre o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn sau o persoană care are niște obiceiuri din acestea mai pământene de aici. Da. Rezolv ceva clarifici ceva se ia o decizie, se găsește o soluție foarte interesantă. Hai să vedem. Zodia Săgetător. Pentru tine este o zi în care familia, casa sunt foarte importante pentru tine, te preocupi pe acolo sau ești cu gândul pe acolo. Alți săgetători chiar vreți voi așa ceva mai stabil în viața voastră. Interesant este că intrați puțin în conflict da, cu cineva din familie. E o persoană acolo care mai mult așa miaună decât să vorbească, nu prea comunică foarte mult. Dar uh, important este să vă mențineți cât se poate de ferm și să încercați să vedeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Încercați să vedeți lucrurile mai în profunzime pentru că tot o persoană din familie te ajută să-ți rezolvi ceva legat de muncă, ceva legat de sănătate. Vezi că sunt și sfaturi bune acolo. Încearcă să vezi lucrurile mai profund, fi puțin mai obiectiv. Știu că e o perioadă puțin ciudată pentru tine, dar asta e sfatul. Da? Hai să vedem ce îți spune și tarotul. Pisica s-a dus înapoi să doarmă. Ce să zic? La baza pachetului pentru tine, cavalerul de băte, uite ce interesant, cavalerul de băte vorbește despre o persoană foarte entuziasmată, foarte energică, chiar discutăm despre o persoană destul de specială din viața ta. Pentru unii săgetători, chiar văd că e o zi în care vrei să te aventurezi, e o zi în care ai mult curaj, justiția, o legătură cu o balanță, dar și o zi în care te repezi tu acolo să rezolvi o problemă legată de acte, hârtii și documente. 10 de băte Este o zi și puțin aglomerată, o zi în care ai multe lucruri de făcut, însă ți se cere să accepti ajutorul celorlalți, ți se cere să îți organizezi lucrurile mult mai bine. Ultima carte, Diavolul, o legătură cu un capricorn. Păi dragi săgetători, poate ar fi bine să renunțați așa la niște chestii toxice astăzi, ar fi bine, repet, să nu exagerați cu absolut nimic, absolut nimic. Uh, repet, unora chiar nu vă place vestea pe care o primiți, chiar nu vă place, poate e o persoană cu care sunteți certați, da? chiar nu vă place, dar repet, e o soluție bună momentan la uh, problemele pe care le aveți. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi în care socializezi mult, faci drumuri, o zi în care te preocupi de mașină, de vecini, socializezi foarte mult, poate înveți ceva, studiezi ceva. Interesant este că pentru tine apare pe neașteptate, apare o surpriză din partea unui bărbat, da? o reacție, o veste, o conversație, ceva acolo se întâmplă. Însă, mai frumos decât atât, Uh, este faptul că printr-o conversație pe care o ai, printr-un drum scurt pe care îl faci, printr-o persoană din anturajul tău, vezi că poți să rezolvi ceva astăzi legat de un copil, legat de persoana iubită, de o afacere, ceva legat de niște prieteni, de un cerc de oameni din care faci parte. Da? Asta este absolut fantastic. Hai să vedem, dragi capricorni, ce vă spune și tarotul. Bun, pajul de spade, multă curiozitate. Vrei să știi multe? Dai multe telefoane, dai multe e-mail-uri. Uh, uite, vrei să clarifici ceva, organizezi ceva sau ai legătură aici cu o persoană cu uniformă sau o persoană care gândește cu, care lucrează cu mintea sau care gândește foarte uh, rece, detașat. 9 de spade. Te văd puțin stresat aici în legătură cu o situație. 10 de monede vorbește de o abundență din punct de vedere material, vorbește despre o puternică legătură cu cineva din familie, sau e ceva legat de o ședință, ceva legat de o adunare, de un grup de oameni. Se întâmplă aici lucruri frumoase, dar e important să te informezi cu valetul ăsta de spade. Deci, dacă te informezi, e ok. Ultima carte, Regina de monede. E cartea ta, dacă discutăm despre o zodie de pământ, dar în egală măsură, vezi că e o zi extrem de bună, în care poți să fii aplaudat, poți să fii apreciat de către ceilalți. Regina de monede vine cu multă abundență pentru tine, multă încredere. Poate chiar uh, primești niște bani sau ești apreciat. Zodia Vărsător. Bun, dragi Vărsători. Uh, o zi în care primești bani, o zi în care ești bine susținut În egală măsură vezi că este o zi în care ești extrem de uh, energică, să spun așa Primești niște bani, găsești o reducere, se întâmplă chestii interesante uh, Un bărbat, da, uh, îți cam strică puțin așa niște planuri de viitor Sau uh, un prieten da? poate să fie și persoana iubită. Sunt acolo niște discuții și nu prea uh, Dar ideea este că astăzi reușești să rezolvi ceva foarte important uh, prin ideea aceasta de a te pune pe tine pe primul loc, prin a-ți vedea adevărata valoare, prin a vedea cu adevărat cine ești, reușești sau prin niște bani sau prin niște cumpărături pe care le faci, să re deci reușești să rezolvi niște probleme legate de casă, familie, trecut și ceva legat de un șef sau de o instituție publică, reușești în sfârșit astăzi să rezolvi niște probleme importante. Da? Sau cel puțin conștientizezi poziția ta pe acolo. Îți dai seama cam pe unde te afli. Bun, împărăteasa avem aici care vorbește despre o legătură cu zodia Taur sau cu zodia Balanță și mai avem turnuri. Wow, păi dragi vărsători. E și o zi în care aveți o surpriză mare. Cineva vă scoate din zona de confort, cineva vă spune ceva, vi se transmite un anumit lucru. E o relație acolo care e destul de tensionată. Șapte de băte, se pare că încep să lupți pentru cine ești tu astăzi, chiar dacă cineva te supără, ți-am spus, dar mai important decât atât, este o zi în care ai încredere în tine, știi ce vrei, știi cum să acționezi. Diavolul care vorbește despre o legătură cu un capricorn, dar văd aici că e cazul să abordezi diferit niște relații toxice. Da? Regele de bâte, ultima carte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar pentru alți vărsători în sfârșit aveți parte de o bucurie și vă simțiți mult mai bine. Zodia pești. Dragi pești, o zi în care nu știu, ești în formă maximă, ai multă intuiție, te simți foarte bine în pielea ta, însă vezi că apar niște tensiuni în relația cu un șef sau în relația cu autoritățile. Dacă tu ești șef, vezi că ești acolo așa ca o floricică, bine mersi, liniștit, calm și când colo pac, apare, apare ceva ce nu-ți place. Poate să fie ceva legat de muncă sau ceva legat de o problemă de sănătate a unei persoane importante din viața ta. Dar ideea este că astăzi tu reușești să rezolvi ceva foarte important legat de străinătate, spiritualitate, zona studiilor înalte, dar și ceva legat de anturajul tău, ceva legat de vecinii tăi, reușești în sfârșit să porți o discuție, parcă tu ești pe post de mediator, de mediator astăzi, adică îi mediezi pe toți, îi liniștești, tu ești persoana care aduce liniștea și pacea da? în ziua de miercuri și asta e bine. Reușești să traduci niște mesaje, reușești să împaci niște persoane, ceva de genul acesta. Hai să vedem, dragi pești, ce se întâmplă e cu voi. Asul de monede, uite, un nou început, o veste care apare. Asul de monede vorbește despre o stabilitate foarte mare, despre o dovadă pe care o primești, un loc nou în care mergi. Temperanța, o legătură cu un săgetător, te revezi cu cineva, ai parte de o bucurie. Uh, reușești să echilibrezi ceva nouă de monede vorbește de bani, de o abundență materială, de o încredere mare pe care tu o ai în tine, iar ultima carte este patru de monede, deci încep să ai o mai mare încredere în forțele proprii. Ceva se stabilizează, ceva îți dă încredere că o să fie bine și o să fie dragilor. Acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă iubesc, vă îmbrățișez, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit la previziunile pentru această săptămână, dar și la previziunile pentru luna decembrie, pentru că urmează o lună extrem de interesantă pentru toată lumea, vă îmbrățișez și să veți o zi superbă!